David în Psalmul 70 spunea: unii să se întoarcă în rușine pentru că n-aveau gânduri nobile, dar cei ce caută pe Domnul și mântuirea să zică fără încetare: preamărit să fie Dumnezeu. Și întrucât am venit, cred, cu gânduri bune, să ne apropiem de Domnul, să o spunem și să o spunem mereu: preamărit să fie Dumnezeu. Și dacă sunteți dintre cei ce caută pe Domnul, Domnul să se lase descoperit și să vă păstreze în compania Lui Sfântă pentru vecii vecilor. Aș vrea să vă amintesc pentru început un cuvânt dintre cele spuse de Domnul Iisus Hristos din predica de pe munte, Matei 5, versetul 48. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Oare dacă, știți cum s-au anunțat musafirii cum vin, s-a anunțat că vine Domnul Iisus la noi, pe mâine, pe poimâine, ar fi îndrăznit să ne spună și nouă, să fim desăvârșiți, are o asemenea cerință și pentru frații de la Oradea? Sau o fi asta numai pentru evrei? Hai să aprofundăm puțin acest aspect. Stătea Domnul de vorbă cu tânărul bogat și scrie în aceeași Evanghelie, Matei 19, versetul 20, ne spune că el, după ce Domnul a enumerat câteva porunci, a spus: toate acestea le-am păzit cu grijă în tinerețea mea, ce mai lipsește? Și Domnul îi spune: dacă vrei să fii desăvârșit, adică pe de o parte Domnul ne spune să fim desăvârșiți, dar pe de altă parte se pune problema dacă vrem. Dacă nu vrem, degeaba ne se cere, degeaba vrea profesorul, învățătorul, Domnul nostru să aibă elevi buni, premianți, olimpici, dacă elevii nu și-au propus decât să treacă clasa. Deși rămâne și asta de văzut. Dar ca să nu mă leg numai strict de un cuvânt și să spună cineva, să avem pe aici un mare teolog rătăcit printre noi, că altul ar fi înțelesul semantic în limba greacă și nu s-ar referi la ce aș intui eu, folosesc alte cuvinte. Vă citesc din Efeseni 5, s-a citit la amiază, la nuntă. Cred că vă socotiți parte din Biserica Domnului sau ne dorim. Versetul 27. Are Domnul Iisus în plan să înfățișeze înaintea Tatălui această biserică? Aici nu spune scurt desăvârșită. Spune fără pată, fără zbârcitură. Sau, ca să nu mai continue lista, are Apostolul Pavel exprimarea asta și când termină lista cu faptele firii pământești și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Așa îi spune și altceva de felul acesta. Ci sfântă și fără prihană. Ma, biserica, cum o evaluează Domnul? La colectiv sau la nivel de individ? Cum este mântuirea? La grămadă sau pe persoană? Așa că fiecare ar trebui să se evalueze pe sine: cum este haina mea? Ca să intru pe porți în cetate, cum scrie în cartea Apocalipsă. Apostolul Petru scria și el la rândul lui, 2 Petru capitolul 3, întrucât așteptăm ca lumea asta să ardă și să intrăm într-o altă lume, în veacul viitor, spune aici în versetul 14, ce fel de oameni trebuie să fim noi, cum să fim găsiți? Fără prihană, fără vină și în pace. Doamne, ajută! Să mai citesc încă un text ca să lămurim și pe ultimul nelămurit. Hai să mai citim. Eu cred că ceea ce ne-a cerut Domnul Iisus nouă, fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl este desăvârșit, El era și Tatăl și-a găsit plăcerea în El și a avut îndrăzneala să spună: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ni se cere și nouă să fim desăvârșiți ca Tatăl sau să fie ceva mai uman, mai aproape de noi, ca Domnul Iisus? Efeseni 4,
Scrie de la versetul 13, până vom ajunge toți la starea de om mare, că ne bucurăm de cei ce sunt născuți din nou, dar ce mamă și tată vrea să rămână copilașul lui bebelaș, așa să-i trimite la mama și copilul ca în seara asta, nu? Păi vrem să crească, nu? La înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Băi, dar am citit bine aici? Până vom ajunge toți? Se referă oare numai la bordul pastoral sau la toți membrii adunării? Spune tot pe aceeași pagină, Efeseni 3, de la versetul 19. Să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și observați la cine este scrisă epistola asta, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus. Doamne, vrem să fim și noi așa. Să spunem, cum a zis Petru, vreau să umblu și eu pe ape. Nu vrem neapărat să umblăm pe ape, vrem să fim desăvârșiți. Dacă vreți, trec la o altă idee mai departe, dar păstrând subiectul, evident. De ce ni se cere nouă asta? Pentru că noi, uneori, așa cum spuneam de elevi, avem tendința, ca să nu spun și dorința, să fim lăsați așa mai lejer, nu? Uneori suntem în biserică așa ca la școală, știți cum spun copiii, mai sunt și studenți care spun, ăsta e profesor bun, ai treabă, faci prezența la sfârșitul orei, intri la jumătate, te lasă să copiezi, nu-ți verifică temele. Da, dar dacă am avea, de exemplu, niște doctori care au studiat medicina cu așa profesori, ai nădejde să mergi să te opereze. O să-ți frică de ei ca de COVID. Băi, cu ce școală au făcut ăsta, nu te poți lăsa pe mâna lor. De ce, repet, are Dumnezeu cerința asta, dorința asta la noi să fim desăvârșiți? Știți, în cer la Dumnezeu se strigă fără încetare. Sfânt, nu numai de trei ori, până în capăt. O zi cu noapte. Că Dumnezeu vrea să ne ducă în atmosfera sa cerească și scrie în Apocalipsa, vă citesc din capitolul 21, cum este acolo. Versul 27, nimic întinat nu va intra în cetatea aceea. Nimeni care trăiește în minciună, între altele. Sau spune aici în versetul 8 din 21, enumeră câteva categorii. Partea lor este afară, că Dumnezeu în sfințenia Lui nu acceptă nicio formă de păcat. Îngerii în frunte cu Satan au fost, vor fi aruncați din cer, din locurile cerești, numai pe acest motiv, sau știți altul? Au ieșit din uz, s-au defectat, așa de prea multă folosință? Nu, li s-a corupt natura, au păcătuit, unii sunt ținuți în lanțuri, alții sunt lăsați liberi o vreme ca oamenii și apoi vor fi cu toții îndepărtați de la fața lui Dumnezeu. Ce vreau să spun cu asta? Știați că orice lipsă de desăvârșire este un fel de colaborare și coabitare cu Satana? De altfel spune în Matei 25 că va zice Domnul în ziua aceea, duceți-vă de la mine cu diavolul. Și spunea Domnul Iisus în Ioan 14, vine stăpânitorul, n-are nimic în mine. Păi n-ar fi corect Dumnezeu să fi dat jos pe diavolul din cer, că s-a corupt în natura lui, s-a viciat, și să ne accepte pe noi cu ceva virus. Nu se poate. Deci a vrea să fie desăvârșit nu este un moft al lui Dumnezeu, nu este o pretenție a ta să fii extra, când de fapt ai putea să fii și mai simplu. Nu.
E ceva ce are de-a face ori cu sacrul, ori cu profanul, ori cu lumina, ori cu întuneric, ori cu viața, ori cu moarte. Nu se poate. Nu există combinații. Sau credeți careva în purgatoriu? Știți ideea cu purgatoriu, cum funcționează, da? Nu reușești să te desăvârșești, te duci acolo, mai chinui ceva și apoi, după un timp oarecare, te lasă în împărăție. Nu, aici este alegerea. Ori, ori. Și dacă aveți pasiunea să cercetați în Biblie, eu am fost uimit cândva să aflu că de 10 de ori scrie în Biblie că Dumnezeu a poruncit anumite lucruri să fie nimicite, atenție, cu desăvârșire. De ce? Spunea Ioan Botezătorul, vă citesc din Evanghelia după Ioan, Luca, capitolul 3, au venit unii la el să fie botezați, dar era o chestie formală. Și el le spune așa, versul 16, eu vă botez cu apă. Dar botezul cu apă e doar intrarea în anticamera veșniciei, nu-i accesul de plin în ea. Dar vine după mine unul, spre care scrie în versul 17, acela are lopata în mână. Noi ne-l imaginăm pe Domnul numai cu potirul, cu cina, nu? Întâi așa vine. Dar apoi vine cu lopata. Că în Apocalipsa scrie nu doar de sângele mielului, de mânia mielului, că Tatăl toată judecata a dat-o Fiului. Același va curăța aria cu desăvârșire. Așa că, dragii mei, la Dumnezeu totul va fi în final cu desăvârșire. Ori te desăvârșește, ori te nimicește cu desăvârșire. Știți altă șansă? Măi, să-mi spune să nu mai predic la alții așa ceva, dacă nu-i drept ce spun. Așa este Dumnezeu. Nu există la Dumnezeu acea zonă gri, nu există o treia alternativă. Ori te desăvârșește, repet, ori te nimicește cu desăvârșire. Doamne, desăvârșește-ne, nu une nimicii. Știți, Dumnezeu în Vechiul Testament, ca să vă dau niște exemple, a pus pe unii regi, în mod deosebit casa lui David a fost cea mai lungă dinastie, apoi casa lui Omri a fost iar o dinastie, câteva generații, casa lui Jehu. Și când se mânea Dumnezeu cu ei, pe ei, îi nimicea cu desăvârșire, îi mătura cu mătura nimicirii. Și scrie în Daniel la capitolul 2 că împărățiile care sunt în lumea aceasta se vor spulbera, nu va rămânea nici cât praf în arie. Dar eu nu vreau să vă speriu, chei de la iad n-am, ăsta la înger. De la rai am, dar nu vă promit rai ușor, că nu vreau să-mi reproșați la urmă, e puțin spus să-mi arătați obrazul. De aceea, cum zicea apostolul când a plecat și a vorbit cu prezbiterii din Efes, a zis, eu nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Nu vreau în ziua aceea să mă țină Dumnezeu la ușă și să spună, păi din cauza ta că nu le-ai spus. Aș vrea eu să fiu curat de sângele vostru și voi să fiți curați, dar cum a zis Domnul, nu luându-l în calcul și pe Iuda, să fiți curați de tot. Și acum mai intrăm în subiect. Dacă sunteți încredințați că ori desăvârșiți, ori radiați. Am citit din Matei capitolul 5, vreau să observăm câteva aspecte în care Dumnezeu ne vrea să fim desăvârșiți, că doar nu putem să fim desăvârșiți ca Dumnezeu în înțelepciune sau în putere, în atributele sale necomunicabile. Spunea Domnul, aici citesc Matei 5, de la versetul 44, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă aveți asemenea specimene pe aici. Și au venit la Arad să vă livrăm? Faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupre și vă prigonesc, nu, o să aveți aici dacă nu ați mâine. Ca să fiți fii Tatălui vostru. Și zice, dacă iubiți numai pe unii, asta nu-i desăvârșire, e alternativ, iubești pe cine te iubește, nu iubești pe cine nu te iubește. Desăvârșire în dragoste.
La asta ați ajuns? Le-am spus la amiază, la cei de la nuntă, că dacă nu iubesc, n-ar fi drept să meargă să mănânce, să meargă acasă să se pocăiască. Dar s-au dus toți la masă, probabil, că au fost invitați. Însă, dacă cineva s-a simțit mustrat în cugetul lui, eu fi rămas pe undeva un nod în gât. Eu nu un nod în gât aș vrea să rămână, ci ceva străpungere în inimă. Spunea fratele Totoraș de la Izvin că avea în adunare pe un frate ce, spus așa pe românește, nu-l putea iubi. Și sunt unii care îți fac rău și sunt consecvenți. Și s-a rugat: Doamne, vreau să iubesc. Dar numai că nu avea resurse. Și într-o noapte a visat că i-a sunat telefonul, era un telefon fix, s-a ridicat receptorul și spune: aici Iisus, iubește. Și l-am auzit pe fratele povestind, când mi-a zis iubește, parcă mi-a umflat pieptul de dragoste. Și a mai zis încă o dată: iubește. Și parcă îmi venea să spun: Doamne, nu mai spune odată că pleznește inima. Și dimineața când s-a trezit, repede s-a dus să-l caute pe fratele acela și l-a îmbărțișat așa cu dragoste, cu adevărat. Noi nu avem în mod autonom, automat, capacitatea să iubim, dar poate Domnul să ne-o dea. De aceea e deranjat Dumnezeu când nu iubim, că ne dă El dragoste să iubim și noi cu a Lui nu iubim. N-ar fi problemă că tu n-ai ajuns pe altul dacă n-ai bani. Măi, dacă ți-am dat bani să-i dai, de ce nu-i dai? Aici e problema. Că Dumnezeu a turnat dragoste în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și noi ne pricepem să vorbim în alte limbi și să iubim, dar nu același Duh Sfânt care ne dă nouă vorbirea în alte limbi, ne dă dragoste. Ia să vă citesc. 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Spune apostolul: tare m-aș bucura să se potrivească pentru dumneavoastră ce scrie aici. Versetul 9. Cât despre dragostea frățească, nici n-aveți nevoie să vă scriem. Căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Îi iubiți pe toți bihoreni. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Pe care credeți că ați ajuns de să vă în dragoste, mai odihniți-vă să ne așteptați pe noi. Dacă care credeți că aveți unde să mă avansați, Doamne, dă-ne harul acesta să iubim pe toți. Să ajungeți, cum scrie în Filipeni 1 cu 8, eu când citesc versetul ăsta, așa îmi vine să-mi amintesc de fratele Horobes din Rusia, care a făcut închisoare 8 ani în Siberia cu o Biblie și a dat-o la unul și a zis: auzi, Biblia asta a făcut lagăr, asta nu-ți dau, ți-o dau numai dacă îmi promis că citești din ea numai stând în picioare sau pe genunchi. Așa îmi vine mie când citesc versetul ăsta să iau o poziție solemnă, ascultați. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Măi, am avea noi îndrăzneala să spunem asta. Dar trebuie, nu? Păi cine a fost filipenii? Prima biserică de pocăiți din Europa. Și noi suntem tot pe aici, că așa a ajuns Evanghelia la noi. Doamne, ajută-ne să-i iubim pe toți. Să n-aveți două liste, una cu oameni dragi și alta cu mai puțin dragi, nu? Să iubim pe toți, că doar am spus de dușman, de alții. Treceți acolo pe listă și pe o vecină care vă supără, și pe șeful vostru, și pe soacra dacă mai trăiește, și pe toți. Și Dumnezeu să vă dea har să fiți desăvârșiți în dragoste. Hai să mai luăm ceva. Scrie în 1 Corinteni, la capitolul 1, o scrisoare adresată unor oameni despre care au auzit că au avut ceva păreri diferite, că unii voreau să vină la evangelizare Petru și alții să vină Pavel. Și alții nu, că l-așteptăm pe Apollo. 1 cu 10. Vă îndemn, dar, fraților, pentru numele Domnului Iisus, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți în chip, uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Doamne, se poate asta într-o adunare?
Dacă vine Duhul lui Dumnezeu peste noi, se poate. Dacă luăm în calcul pe Domnul Iisus Hristos, se poate. Dar dacă facem ceva cu vreun gând mai dinainte, că ăsta e de-a nostru și ăla nu e de-a nostru, ăsta e de dincolo de Carpați, ăsta e de dincolo de Carpați, apoi rămânem agățați peste Carpați. Uniți în chip desăvârșit. Ce frumos este! Așa, Ierusalime, tu ești ca o cetate zidită? Păi, dintr-o bucată. Să rugăm pe Domnul să lase unitate. M-am gândit în timp ce dumneavoastră anunțați că frații au pus mâna și mă aduc bani și vin la treabă, că frații pun suflet pentru adunare, nu? Am fost și noi cu știți în renovare după incendiu. Tare bine ne-o prins incendiu. Dacă n-aveam incendiu, nu terminam. Da, nu-i glumă. Frații îmi ziceau, tu mai umbli într-o parte alta, mai cer și tu bani. Eu de bani m-am ferit toată viața. Nu mă pricep să cer. Dar după ce a venit incendiu, au sărit toți și ne-au ajutat. Și a costat mult. Dar s-au mirat toți. De felul în care și să se ducă vestea, măi, ce uniți sunt pocăiții, măi. Și frumos să fim uniți la bine și uniți la greu și uniți în tot. Uniți când ne rugăm, uniți când postim. Nu la rău, evident, nu discutăm despre asta. Vorbim de o desăvârșire în a căuta cu toți, cum spune Filipeni 2, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Asta înseamnă unire. Toți renunțăm la gândurile noastre, nu mai votează nimeni, lăsând numai pe Domnul Iisus să voteze și să ne spună ce-a votat. Și Domnul Iisus, la rândul lui, a zis că nu face de la sine numai cum îi spune Tatăl. Și iată, unirea, mărit să fie Domnul. Cum m-au întrebat odată doi într-o familie, cum să fim una? Păi simplu, mă, lăsați unul după altul. Tu cedești, atunci câți mai rămân? Doi sau unul? Nu. Așa și în adunare. Nu repet în ce privește păcatul, dar dacă e vorba că facem băncile astea mai așa sau că le așezăm mai încolo, păi așează-le cum vrei, la urmă. Pentru chestiuni, uneori, minore, cum auzisem undeva într-o predică, o familie tânără, n-au avut unde să stea, sau sunt într-o chirie mai săracă, într-o chirie mai modestă, o casă veche, a ieșit un șoarec de undeva și în timp ce mâncau, ea s-a supărat, băi, uite, n-ai reparat aici, băi, n-ai reparat, uite, uite, bă, și soarele, soare cu pe gaură aia și s-au certat, nu că ieși pe dincolo, că asta ți-a spus să repar, că cealaltă a reparat-o. S-a supărat și a stat, nu știu câte vreme despărțiți, fiecare la a lui, știi, dar nu în vizită. Pe vreme s-a dus cineva, i-a pus pe bune împreună, dar între timp nu a reparat nimeni casa, știi? Și stau și spune, băi, cât am fost de nepriceput și ne-am certat noi de la gaură aia, ce, nu știi că de la cealaltă ne-am certat și s-au mai dus o dată acasă. Pare hilar, nu? Dar adesea pentru chestiuni, că toate le lăsăm aici. Scumpa mea a plecat la Domnul. Ce a adus? O viață sfântă, mulțumim Domnului. Vine apa și ți le duce. Și ne certăm pentru ele, că nu vreau asta, că vreau cealaltă. Hai să mai amintesc încă ceva. Tit, capitolul 2. Scrie aici la angajați, ca să cuprindem și un alt sector al vieții. Versetul 9, sfătuiește pe rob să fie supus stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, așa, no comment, nici pe net, să nu fure nimic și să dea totdeauna dovadă de o desăvârșită credincioșie, de fidelitate, de seriozitate, să aibă încredere patronii în noi, șefii. De ce? Ca să facă totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Adică să știe toți că Dumnezeu a lucrat în noi caracter, sfințenie. Au oamenii încredere în noi? Așa, cred că trebuie să se bucure părinții, să spună diriginta, uite, în băiatul ăsta am încredere să-i las catalogul pe mână, că nu încercuiește o absență. E mare lucru.
Pentru că, dragii mei, e ceva ce ține de cuget. Desăvârșirea n-are în vedere numai aspectele exterioare. Să nu se afle, să nu se știe. Nu. Chestiuni de profunzime. Ce să mai spunem dacă cineva operează cu niște bani? Am auzit pe cineva spunând că a fost o descoperire pentru o altă persoană că este implicat în lucrarea Domnului, dar cei ce trimit bani, trimit și după ce s-a efectuat acea lucrare. El a fost credincios până a terminat-o, dar ce mai rămâne pe deasupra își permite, așa să zic, să-i administreze cum vrea, ca să nu bănuiesc eu că n-ar fi vorba că cineva și-ar păstra asta pentru sine. Dăm dovadă de credincioșie dacă e vorba de bani mărunți. Oricum, dragii mei, conștiința ne va sesiza. Și aici vreau să introduc un element. Scrie în Evrei, la capitolul 9, că desăvârșirea asta, ca să nu mă înțeleagă cineva greșit, că eu vreau acum să vă duc la o stare idealistă, utopică, ce nu poate fi atins. Desăvârșirea este ceva ce însăși cugetul nostru ne dictează. Și te simți dacă ești corect sau nu ești corect, dacă ai spus o vorbă prea apăsat sau n-ai spus-o. Scrie că în Vechiul Testament, când oamenii se închinau pentru că nu era adusă încă jertfa Domnului Iisus, Evrei 9:9, deci acele jertfe nu puteau duce pe cei ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Și vreau să vă dau un exemplu ce înseamnă asta. În persoana celui care Dumnezeu s-a lăudat în cer în mod repetat, Iov, scrie despre el, el povestește, scrie Iov în capitolul 29 și apoi în capitolul 31, face câteva declarații. Hai să vă citesc doar parte din spusele lui. Capitolul 31, de la versetul 9. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, versetul 13, dacă aș fi nesocotit dreptul slujii sau slujile mele când se certa cu mine, versetul 16, dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, versetul 21, dacă a ridicat mâna împotriva orfanului, 24, dacă mi-am pus încrederea în aur, 27, dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, 29, dacă m-am bucurat de norocirea vrăjmașului meu, eu care n-am dat voie limbii mele să păcătoiască, s-a cercetat. O, Doamne, lasă Duhul Tău să ne lumineze cugetul. Cum spune Apostolul Pavel, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Și Apostolul Pavel de asemenea spunea în a doua Corinteni, capitolul 1, vedeți, noi ne putem lăuda că am fost credincioși. Poți să-i spui nevestei tale, dragă, eu am ținut la tine întotdeauna. Dar care poate să spună, și cu siguranță că sunt astfel de bărbați și respectiv de femei, că în interiorul lor nu au jubilat cu vreun gând de infidelitate. 2 Corinteni 1:12, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru. Să ai acea sensibilitate pe care o obținem în momente de cercetare a Duhului Sfânt, de profunzime în rugăciune, de cercetare a cuvântului. Și atunci știi dacă ești vinovat sau nu ești vinovat. Uneori facem anumite mărturisiri superficiale. Păi știi, ca oameni, m-am mai supărat, am mai strigat. Dar zice Solomon că unii se coboară în inima lor și simt mustrarea cugetului lor. Așa se ajunge de la desăvârșire, lăsând pe Duhul Sfânt să-și facă lucrarea, lăsând cugetul să opereze în ființele noastre. Și atunci tu vei recepta în mod corect predica
Îți va vorbi Domnul care vorbește într-un fel, când în altul, prin vise. Te va cerceta Domnul când citești în cuvânt și vei ști ce ai de făcut. Te vei duce să ceri iertare unuia care nu se așteaptă că tu trebuie să te ceri iertare. Dar va afla că tu vrei să fii desăvârșit. Ai simțit o pată înăuntru tău. Spuneam recent cuiva care se simțea mustrat: auzi, mă bucur că ai sesizat aceste stropituri, mici pete pe haina ta. Și Domnul poate să te spele. Și a zis: da, dar mi se par că sunt așa mari petele astea. Dar mulțumim Domnului că poate să spele o întreagă haină mânjită. Dar numai dacă ne recunoaștem, dacă vrem să trăim această stare. Vă recomand, dragii mei, să nu trăim în stări de superficialitate. Tot anunță Duhul Sfânt că vin vremuri grele și că unii nu vor rezista pentru că acum nu tratează pocăința în mod serios. Am fost zdrobit recent să aflu niște mărturii despre unii care au căzut. Și când afli, când intri să le cercetezi dosarul, căderea nu e așa dintr-o dată. Zice în Galateni 6 că dintr-o dată se cade într-o greșeală, căderea este în timp. Nu cade nimeni în imoralitate așa de pe o săptămână pe alta. Sunt gânduri păcătoase, este un habitat mental al păcatului, apoi își permite să cocheteze, își stopează mustrările de conștiință. N-a ajuns Iuda dintr-o dată în faza de a-L vinde pe Domnul. Întâi și-a permis cu niște mărunțiși. Spunea cineva că a ajuns în închisoare pentru delapidarea unei sume mari. Totul a pornit de la un rest de 40 de bani când n-am înapoiat bunicii restul de la factură. Și n-a fost problemă când n-am înapoiat. Am spus că nu mi-a dat de la ghișeu. Doamne, ajută-ne să dăm dovadă dacă față de șef de o desăvârșită credincioșie, da acasă la nevasta ta. Da în casa Domnului. Mă opresc aici cu aspectele. Ar putea să fie și altele. Fii desăvârșit în dragoste, desăvârșit în unirea frățească, desăvârșit în credincioșia ta. Și aș vrea să vă prezint în continuare din Scripturi, că n-am altă carte și nu este alta mai de preț. Ce mijloace ne pune Dumnezeu la îndemână ca să fim desăvârșiți? Și primul mijloc care ne-l pune Domnul la îndemână este însăși cartea aceasta, despre care vă citesc din Psalmul 19, Mă bucur că mă ascultați. Eu știu că dumneavoastră bihorenii sunteți mai aprinși, așa. Eu sunt mai temperat, sunt și puțin răgușit. Dacă strig odată, trebuie să spun amin după aceea. Dar îmi iau și eu apărarea cu ce scrie în Eclesiastul, că și cuvintele înțelepților ascultate în liniște fac mult. Dar asta vă dă voie să mai spuneți câte un amin câteodată. Vă citesc din Psalmul 19 despre cuvântul lui Dumnezeu. Scrie aici așa. În versetul 7, legea Domnului. Și vă rog, rețineți, atunci nu era numai legea aia dată pe Sinai. Dar a venit Domnul Iisus care a zis, ați auzit că s-a spus, dar ce vă spun eu? Legea Domnului este desăvârșită. Credem noi asta? Vrei să fii desăvârșit? Citește. Memorează. Am fost dimineață într-o adunare la Cluj, și a fost anunțată o soră să spună o poezie. Ești în față și a recitat așa de frumos o droaie de versete, nu știu cum le-a legat ea după ce regulă le-a compus împreună. E așa frumos să memorezi din Scripturi și dacă îți dă Dumnezeu har să și meditezi la Scripturi și apoi să le și pui în practică, desăvârșirea la tine acasă. Dacă vei cugeta zi și noapte. Să vă citesc mai departe ce spune despre cuvântul lui Dumnezeu în a doua Timotei, capitolul 3. Asta încă din copilărie se poate. Din prucie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune, asta duce la mântuire. Toată Scriptura. Suntem pe la jumătatea anului. Cât aș citit anul acesta? Asta vă spuneți dumneavoastră, că eu deja v-am spune toți acum că nu vă țin minte, nu? Este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre dacă cineva nu și-a însușit învățătura, să îndrepte ca atare, să dea înțelepciune neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit.
Și scriem Psalmul 119, care este o pledorie în favoarea citirii și aprofundării Cuvântului Dumnezeu, că cine învață din Scripturi e mai înțelept decât bătrânii. Foarte important asta. Obișnuiți să citiți Biblia în mod personal, cu familia. Vă recomand pe acasă să o puneți în format audio, pe drum, să fie și cântare și predică, mai faceți câte o rugăciune, să fie ca la adunare, nu? De toate împreună. Scripturile fac oameni desăvârșiți. I-a spus Dumnezeu lui Iosua, 1:8, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Și citiți, vă rog, în cartea Iosua să vedeți că omul acela a împlinit tot ce a cerut Dumnezeu și ce a spus Moise lui. Și la bătrânețe a putut să spună cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Mulțumim Domnului că avem Scripturi. Ce ne-am face fără ele? Aș citit relatări din Rusia, cum alții au fost duși în închisoare, cum v-a spus că fratele a fost o minune, că a fost lăsată Biblia acolo. Cum împărțeau Biblia, unul lua Matei, altul lua Marcu și o memorau și schimbau cărțile între ei, cum tipăreau pe ascuns. La noi în biserică anul acesta s-a botezat un frate de 42 de ani, crescut la orferinat, nu știe. Când am notat în fișă ce religie au avut părinții azi, dar nici nu i-am cunoscut. Pare ceva de origine turcă, Mustafa. Dar când a completat fișa autobiografică, mi-a plăcut scrisul lui și a scris încă pe o foaie suplimentară. Și a zis, aveți un scris frumos. Și mi-a zis, știți că umblu de câțiva ani la adunare? A ajuns într-un mod, așa spune, accidental la casa Domnului. A scris toată Biblia cu mâna lui, are un teancă atâta de foi și de caiet. Toată Biblia scrisă cu mâna lui, nici n-am mai întâlnit așa ceva. Cartea Proverbelor mi-a scris odată cineva cadou, mi-a dat-o, am întâlnit o fată care știa proverbele pe de rost. Ăsta a scris-o cu mâna, cu siguranță că a rămas ceva. Mi-am amintit din anii studenției că îmi plăcea să conspectez când învățam, îmi însușeam mai bine cunoștințe. Nu vă dau temă pentru acasă să scrieți Biblia, da, așa, câte puțin. Cum am întâlnit o soră care conspecta și fata ei a zâmbit și a spus, mama, ce vrei? Dai admite la teologie, faci schițe la tata, ce faci? Și acum i-am prins frumusețea. Zice, a început să mi se schimbe viața. Am citit undeva, nu mai știu unde, că o femeie s-a dus la un medic și a spus, domnule, nu știu la ce specialist mă trimiteți, că toate mă dor. Nu pot munci, nu pot mânca, nu pot dormi. Și după ce i-a consultat-o așa puțin, cu puțină psihologie, medicul i-a zis, era creștin, doamnă, bă, dar un cel mai simplu tratament până vedem rezultatul la analize, să citiți în fiecare zi din Biblie. I-a prescris un anumit orar și ea, necunoscând valoarea acestei cărți, a zis, domnul doctor, bate joc de mine, ce nebună să-mi dați lecturi. Zis, nu, vă rog, doamnă, citiți. Și după nu mai știu, oricum mai puțin de o lună, vine și spune, este ceva, domnul doctor. Deja mă odihnesc și dacă mă odihnesc, pot și munci. Apoi dacă vorba aceea, apa sfințită în gură face ceva treabă. Pentru unii care vorbesc ce nu trebuie și când nu trebuie. Dar Biblia câtă valoare are? Dumnezeu să vă deschidă apetitul pentru Scripturii. Să fie mai dulci ca picurul de faguri, cum scrie în Psalmul 19. Și să le doriți, să vă bucurați de ele, cum spune în 119, ca cel ce găsește o mare pradă, ce mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri. Măi, ăsta nu știa face evaluări corecte? Știa că ale 1000 de lucruri rămân aici, dar ce transformă în Biblia în noi, creează valori eterne. Așadar, vrei să fii desăvârșit? Ia-ți o carte desăvârșită și apucă-te de citit. Și Dumnezeu să-ți dea har. Amin. O altă metodă în a ajunge desăvârșiți, că vrem și se cere, vă citesc din Efeseni, din capitolul 4, scrie de la versetul 11 că Domnul a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Cu ce scop? Pentru desăvârșirea Sfinților. Ideea rezultă foarte simplu. În vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos, cum am amintit mai înainte versetul, până vom ajunge toți, așa să ne asemănăm cu Domnul Iisus, că scrie în Romani 8:29, că trebuie să fie toți asemenea chipului Fiului Său.
slujbele de la adunare, darurile Duhului Sfânt, toate lucrurile ce se fac între noi când ne adunăm de la doi în sus, au rolul desăvârșirii noastre. Și vine Domnul cu o cântare, cu trei versuri, cu un sfert de predică, cu o rugăciune, dacă mai este și punerea mâinilor și vreun dar duhovnicesc și vreo descoperire, zidire sufletească. Ce înseamnă asta? Creșterea noastră spre desăvârșire. Să nu lipsiți de la adunare, să căutați părtășia. Solo nu se desăvârșește nimeni. Nu? Avem nevoie de părtășia frățească. Și așa lucrează Dumnezeu că le-a împărțit, cum spune 1 Corinteni 12, cum voiește Duhul Sfânt. Măi, și te miri pe cine l-a făcut Dumnezeu predicator, acum care l-a făcut cântăreț pricepe mai repede. Mă, măcar că nu știi dacă se ține treaba sau nu. Te miri apoi pe cine a făcut Domnul proroc? Păi pe cine a vrut, că nu-i de la el, cum zice apostolul, ce ai și să nu fii primit. Să lăsăm așadar pe Domnul să lucreze în adunare. Și să dorim, zice 1 Corinteni 14, să fie toate acestea în vederea zidirii biserici. Și să-i apreciați pe oamenii aceștia. Spune 1 Tesalonicen 5, să-i prețuiți bine din pricina lucrărilor. Să nu spuneți, ce mai poate să aducă și acesta. Auzi, este rânduit și unul și altul spre desăvârșirea ta. Și tot ce se întâmplă în relațiile frățești. Acum, sunt unii mai dulci, alții mai acrișor, nu? Cum zice un vers. E mai bine lămâioară prin grădină, prin livadă, decât cineva să piară dintr-un plop înalt să cadă, chiar dacă e acrișoară. Nu sunt toți la fel. Este câte un proroc, l-am numit eu pe unul, zici că e procurorul lui Dumnezeu. Așa aspre sunt prorociile. Este câte unul care zici că e avocat și în favoarea ta. Se poate întâmpla și în familie, poate cineva să aplică Domnul o mustrare. Vine în minte cazul unei familii, era un frate chemat de tânăr în slujirea Domnului și s-a arătat într-o vedenie că era un pom cu o tulpină destul de subțire și o coroană mare și exista riscul la vânt să fie doborât. Și Dumnezeu, care le are pe toate socotite, a zis, voi pune lângă el un cactus, că atunci când vântul va bate și vrea să-l doboare la pământ, cactusul să-l înțepe în tulpină și să stea drept. Și am cunoscut îndeaproape familia aceea, a fost o vreme în care fratele s-a supărat, de fapt zic eu, că a căzut de oboseală, că prea a slujit și nu s-a rugat, n-a avut susținere și a fost doborât. Și a vrut să plece din adunare. Gata, supărat, nu-i corect, nu s-a lucrat cu dreptate. Și cactusul de lângă el era sora. Și a zis, nu, aici stăm. Aici ai slujit, aici sunt copii în orchestră, nu plecăm nicăieri. Păi, dragă, mi s-a făcut nedreptate. În final, Dumnezeu e cu dreptatea. Și va face dreptate aleșilor săi, stai și strigi și noapte. Și 7 ani n-a slujit. Cât Nebucadnețar 7 vremuri. După aceea Dumnezeu i-a dat har, în aceeași biserică a fost reabilitat și slujește. Și am fost martor când Duhul Sfânt a zis printr-un proroc, bărbatule, cu împotrivirea nevestei tale te-am păstrat. Că ea, sărmana, n-a vrut cu rău să-l înțepe, dar a fost nevoie atunci să îi dea un impuls. Nu te lăsa! Nu vin cu tine în altă parte! Așa că e nevoie de toți. Că noi am vrea numai vreme bună, așa-i? Dar uneori mai trebuie și câte o ploaie, mai trebuie și câte un înger să mai moară din, știu eu ce, virus păcătoș. Să lase Domnul în adunare lucrările așa cum le are El în plan. Sunt unii predicatori care spun, nu, și dă exemplu din 1 Împărați 19, că Domnul nu vine în vârtej de vânt și să despice stâncile. Măi, acolo nu a venit așa, dar n-ai ajuns cu citirea în profeții mici unde scrie că Domnul crapă stâncile? Că Dumnezeu poate să lucreze
și într-un fel și într-altul. Și acum, la urmă, urmei drept vorbind, când e unul în pericol că iarde casa, batem în mașa încet la ușă să spună că suntem gentili, nu? Păi dacă iarde casa, îi spargem ușa. Să-l salvăm pe el. Domnul așadar să-și rânduiască în adunare uneltele cum îi place și să lucreze de săvârșirea noastră. Că are puterea aceasta. De aceea a lăsat Domnul toate slujirile astea în adunare. Să ne desăvârșească. Are un scop bine gândit de el și nu se lasă până nu-și atinge scopul mărit să fie Domnul. Un alt mijloc. Eu nu mi-aș bucura să ajung la el, dar am ajuns. Ajunge și dumneavoastră unii. Scrie în Iacov, în capitolul 1, de la versetul 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi. Este o materie numită suferologie, despre care Pavel a fost înștiințat de când a fost chemat prin Anania, Fapte, capitolul 9. Și Dumnezeu, cum am spus, ne-a lăsat întâi Biblia, ne-a lăsat slujbele și slujitorii, dar nu știu cum se face că nu se descurcă numai cu astea. Și atunci ne trece prin încercări, prin cuptoare, prin suferință, boală, sărăcie, necazuri. Ați trecut pe acolo? Da, și o să mai trecem. Că asta ne face desăvârșiți. Mi-a scris cineva un mesaj după ce a plecat scumpa mea la Domnul și a zis, parcă și vocea vă este mai dulce, mă, și lacrimile sunt mai multe. Când tinerețe am fost mai dârzi, eu sunt moț de origine, nepot de-a lui Avramean cu Horea Cloșca și Crișan, revoluționar. Da, numai că Dumnezeu te trece prin foc și prin apă. Și cum spunea cineva de un frate, să-l fi cunoscut până a fost în lume, să n-ai fi avut de-a face cu el. Acum? Și după ce l-a școlit Dumnezeu cu câțiva ani de cancer, poți să tai lemne pe el. Da. Spunea un păstor, cunosc cazul îndeaproape, zice, a fost o soră, atât era de mândre puțin spus, ce avea duc de curățenie. Ca să-și îl accepte pe soț în casă, când venea pe șantier, trecea prin vreo 3 filtre. Nu aprindea, nu-ți povești ce vă spun, n-aprindea lumina cu degetul, că rămâna amprente cu năsucul. Dacă își amintea noaptea că n-a șters praful, se trezea. Și-a îngăduit-o Dumnezeu într-o boală cu o semipareză. Și mi-a spus păstorul când a vizitat-o, spunea ea, cât a trebuit să mă îmblânzească Dumnezeu pe mine, eu care n-am suportat praful. Știu că am viermi în rană și nu mă pot mișca. Doamne! Și când intrăm pe mâna lui Dumnezeu, nu te scapă nici toți îngerii dacă votează. Și dacă au stabilit Dumnezeu cât rămâi în foc, până nu se dezlipește rujina, nu te scoate nici Domnul Iisus Hristos de acolo. Că El e pe una cu Tatăl. Zice Apostolul Petru la rândul lui în aceeași idee, 1 Petru 5 cu 10, Dumnezeu oricărui har care v-a chemat în Hristos, slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, că doar nu mai trăi cât Metusala, vă va desăvârși. Stimate surori, știți, dumneavoastră aveți din oficiu ceva suferință la naștere, dar asta e ceva special. În procesul desăvârșirii. Și, cum îmi spunea odată un frate bihorean de-a dumneavoastră, originar din Fugiu, a fost bolnav și crize de renii grele și s-a visat că era la un spital, nu m-a pocăit. Și ce am zis, Doamne, dar ce nu m-a pocăit? S-a îmbolnăvit data asta. Și a zis, asta nu-i pentru toți. A zis, cine-i pentru Domnul? Nu pleacă de pe pământ până nu stă aici câte zile are prescris. Nu-i de dorit. Dar decât să fim nimiciți odată cu lumea, zice Pavel când vorbește cina Domnului, mai bine acum bolnav. Pedepsiți.
că Dumnezeu nu vrea nici să ne chinuie, nici să ne distrugă, numai să ne desăvârșească. Scumpa mea soție a fost o femeie pocăită. Ultimele 4 luni a fost la pat, n-a fost paralizată, dar nu avea echilibru. N-a cârtit odată, știți ce aia odată? Nu m-aș dorea, spunea ea, vreau să nu-L supăr pe Domnul Iisus nici cu o vorbă, nici cu un gând. Și avea o vorbă, le spunea la surori, auzi, bărbatul să nu-L supăr, nu numai cu o vorbă, nici cu o privire. Și înainte a plecat la Domnul, cu vreo câteva zile a arătat Domnul la un proroc, a apărut așa într-o haină albă și s-a zis, e pregătită de răpire, e aur curat. Și zice în 1 Petru 4 că cel neprihănit scapă cu greu. Ce se va face celui rău și păcătos? Vă îndemn, potrivit cu vârsta care o aveți, mai tineri, vârstă medie, lăsați pe Dumnezeu să vă desăvârșească așa liniștit. Să nu recurgă Dumnezeu la procese mai punitive. Că Dumnezeu vrea unii pe unii să-i spele cu apă, dar nu-i poate curăța numai cu foc. Și nu se lasă. Zice, vă citesc din cartea profetului Isaia, din capitolul 1, unde scrie așa. Versul 27. Sionul va fi mântuit prin judecată. Și cei ce se vor întoarce la Domnul vor fi mântuiți prin dreptate. Dar pieirea va atinge pe toți cei răzvrătiți și păcătoși și cei părăsesc pe Domnul vor pieri. 4:4. După ce va spăla Domnul murdăriile fiicii Sionului și va curăți Ierusalimul de vinovăția de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecății și cu duhul nimicirii. Și conectez acest verset cu 1 Corinteni 11. Când suntem judecați de Domnul, nu suntem pedepsiți, Domnul să te judeca, să nu fim niciodată cu lumea. Dacă vrea Domnul Duhul judecății, e bine că e spre mântuire. Cum a spus la 1 Corinteni 5, trupul dat spre nimicire, ca Duhul să fie mântuit. Ca nu cumva să fie nimicirea în ziua aceea. Dumnezeu să vă dea har, să fiți răbdători în necaz. Că nu-i place Domnului să cârtim. Nu rezolvăm nimic. Dar dacă vom înțelege, bine minte, cazul unui frate, a avut el vina lui, a ajuns în spital, se întâmplă uneori că bați găsesc doctorii diagnosticul, bacă nu-l găsesc, dar s-a prezentat un înger la el și numai atât i-a zis, știi de ce ești aici? L-a zis, știu. Să se îndure Domnul de noi să fie în tristările și încercările numai de o clipă, și câștigul să fie etern, mărit să fie Domnul. Mă opresc, mă apropiu de încheiere. Aș vrea doar să recapitulez, să ținem minte. Dumnezeu ne vrea desăvârșiți, curați, sfinți, fără vină, că vine ziua aceea și nu-i departe. Și intrăm cu Domnul în Sfânta Lui Împărăție, se inaugurează Raiul lui Dumnezeu. Să fiți prezent la serbare. A fi desăvârșiți, v-am spus, înseamnă a nu mai avea păcat, a nu mai avea nimic demonic în noi. Să nu mai fie sămânță de moarte, ceva virusat, să fie viață, sănătate, pace, bucurie. V-am spus că Dumnezeu ne vrea credincioși în dragoste, în unitate, în credincioșie, în răbdare, în câte toate, lista e lungă, eu nu m-am deschis tabelul. V-am spus apoi că Dumnezeu ne-a lăsat la îndemână scripturile, adică învățătura, apoi ne vine în ajutor cu toate slujbele și activitățile bisericii și dacă nici așa nu se descurcă, atunci acum am reținut eu că a spus un frate că fiul risipitor nu putea fi întors acasă cu predici. Dar ce frumos spune textul în Luca 15 și a ajuns o foamete mare în țara aceea și i-a predicat foametea. O trimis Dumnezeu predicator de specialitate. Și foamete au vorbit cu el, eu am amintit de tată, sau i-a spus ce are de făcut. Nu e problemă. E bun profesor necazul. Și boala așa te învață. Pentru că în final Domnul ne vrea
desăvârșiți. Și pentru asta vă și citesc și cum zice Pavel la Filipeni 3, nu că eu am ajuns desăvârșit, dar asta îmi propun. Dar vă fac și o urare din Evrei, din capitolul 13, unde scrie de la versetul 20, Dumnezeul păcii care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Hristos, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, nu numai în câte am amintit eu, ca să faceți voia Lui, că scrie Roman 12 că e bună, plăcută și desăvârșită, și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.